Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou Football Challenge. Susținere incredibilă la ultimul clip acolo, peste 5.000 de like-uri și peste 1.000 de abonați. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor și haideți să mergem repede de tot, băieți, către 100.000 de abonați și 5.000 de like-uri puternic la clipul de astăzi, pentru că este din nou un clip special, fraților. În clipul de astăzi, băieți, vom încerca să recreăm cele mai controversate reclame sau faze ale fotbaliștilor de la antrenamente, despre care s-a vorbit că sunt fake, că nu sunt reale. O să le vedeți pe parcurs și voi o să decideți dacă sunt reale sau dacă nu sunt reale. Dar în episodul de astăzi eu voi încerca să le fac pe bune pe toate și să le fac așa cum trebuie. Prima probă, ca să zic așa, este o fază de-a lui Marco Reus, când a reușit să lovească bara transversală fiind legat la ochi. Alături de mine, ca și în episodul trecut, este Marius. Te salut, Marius. Și Costin. Salut. Doi executanți foarte buni și să vedem cine va reuși primul să limite pe Marco Reus. Nope. Wow, ce aproape! Să nu zici că a luat-o! N-a luat-o! Să nu zici că a luat-o! N-a luat-o! Să nu zici că a luat-o, că am auzit-o! A dat părul cu mingea! Ai dat peste, frate! Bun! Hai, moțule! Hai, dat-o la mugoșoaia! Acum e pe bune, sper. E pe bune asta. Acum e pe bune, sper că a fost prea rapid. S-a văzut, da? Bă, din a treia încercare reușim să egalăm performanța. Stai să zic și asta. Performanța lui Marco Reus din a treia încercare, sunteți nebuni? Scăpăm repede de prima probă și trecem la a doua. Proba lui Cristiano Ronaldo, agățat pe bară, ținem două sau trei duble pe picior și apoi trebuie să băgăm mingea direct în găleată. Hai să mă. Forță, fraților! A căzut direct în găleată și m-am și ținut acolo. După două probe, așa și așa, băieții au fost aproape amândoi. Slăbuți. Eu le-am nimerit pe ambele. Trecem la o probă ceva mai grea, părerea mea. Proba lui Lionel Messi, atunci când făcea reclamă la Pepsi și a reușit să lovească mingea, astfel încât sticla să facă flip, să cadă în picioare, iar mingea să treacă pe aici. Va fi foarte greu? Haideți să vedem! Goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the asta e la buloan, mă, boss, sau la niște teren medru. Da, nu e niște terenul de... Ah!
N-amână. Ia uite-o. N-amână. N-amână, a dat tenea, dar n-am mai dat tenea acolo. Doamne. Bă, fraților, încercăm de două ore. Am dat să cadă mingea în picioare, am dat prin cer, dar simultan n-a reușit niciuna. Pa, uitați-vă și voi, ați văzut? Fraților, revenim din ziua a doua, după o zi de încercări să dăm prin cerc. Efectiv n-am putut, ați văzut și voi, Costin a fost cel mai aproape. Și prima încercare din ziua a doua, băieți, hai să vedem. Piatra, reușim să o dăm în final și îl egalăm pe Lionel Messi. Trecem la următoarea rundă, băieți. O lovitură de-a lui Lionel Messi direct în bară de la corner. Direct în bara transversală de la corner. Hai să nu ne prindă noaptea pe drum. Hai să vedem. Mamă! Asta e, bă! Bună! Iată, s-a spart găleata! Mă rupe mama acasă! LOL! Băi, nebun! Nu cred! Bravo, băi, le-ai dat foarte! Asta e, bă! Și... Fraților, reușim să dăm la 9:30 seara, reușim să nimerim bara. Mingea, mă duc cu care? Mingea la 600 de lei, frate. Reușim și trecem în ziua 2. Bun, băieți, după 4 probe în care am reușit să imităm toți mari fotbaliști din lume, a mai rămas una singură și pot spune că este la fel de grea
ca și precedenta lui Lionel Messi, trebuie să dăm, la fel cum a dat și Marco Reus, de la 16 metri să degajăm o minge în sus, iar cealaltă minge trebuie șutată instant, lovită prima, iar prima minge lovită trebuie să intre în poartă. One eternity later. Yeah. Go and try your luck. Test me in again. We let it rain. Can't stop this up. Them black and white. Bă, atins-o și a intrat în foarte bun. Bă, sper că s-a văzut. După două zile de filmare, fraților, terminăm toate cele 6 probe. Nu uitați, dacă vreți, puteți să încercați și voi acasă și să-mi dați acolo un tag pe Instagram dacă reușiți una dintre probe. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai vreți și partea a doua la acest episod. Și nu în ultimul rând, vreau să mergeți atât la Marius cât și la Costin în descriere și să le dați acolo un follow pe Instagram. Mersi mult de tot, băieți, m-au ajutat din nou foarte, foarte mult. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Costin și cu Marius, și v-am pupat. Pa, pa!